În numele Tatălui, a Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ieri și azi și în veci, Hristos este același. Iubiți credincioși, ca să înțelegem foarte bine de ce ne-am adunat aici, să înțelegem foarte bine care este istoria timpului, am să vă aduc în amintire ceea ce se auzea înainte, pentru că acum se aude mai rar, de la cei care veneau în ajunul anului nou cu plugușorul și spuneau: mâine anul se înnoiește. Nu spuneau că vine anul nou, spunea că anul se înnoiește. Asta înseamnă că noi în fiecare an avem ca un an etalon, ca un metru etalon, anul. Anul este, fraților, ziua de astăzi. Este cea pe care Dumnezeu ne-a lăsat să o trăim și ea se înnoiește. Nu se schimbă, nu vine una nouă. După cum peste noi oamenii nu vin alți oameni mai noi, ci noi avem datoria de a ne înnoi. Mă uitam acum câteva zile la fetele mele care, iată, au trecut de 22-23 de ani și mă întrebam unde sunt fetele mele de 5-6 luni, de care mă rugam să mai mănânce câteva lapte, unde sunt fetele mele cu care le schimbam, că atunci nu prea existau pampers, unde sunt, pentru că acum simt că lângă mine sunt altele, dar sunt tot ale mele, s-au înnoit. Nu putem să spunem despre anul acesta că a trecut și urmează altul, anul nou. Nu, este anul acesta pe care cu ajutorul lui Dumnezeu ne rugăm să îl înnoim. Și dacă îl vom înnoi, să știți că vom înțelege ce este cu timpul. Nu este valabil ieri, după cum nu este valabil nici mâine, ci astăzi. Astăzi este ziua noastră. Atunci când vă vine vreun gând să amânați ceva, să știți că deja ați intrat într-o cursă. Cursa diavolului, care vrea de la noi să îi oferim ceea ce nu avem. Dumnezeu, să știți că nu vrea de la noi ceea ce nu avem să-i oferim. Diavolul nu se vrea. Vrea ziua de mâine, care nu, culmea, nu este a noastră. Și o vrea el, pentru că tot nu este a noastră. Dar poate să fie a noastră în măsura în care o trăim pe aceasta. Eu zic că din cer, dacă anul trecut a fost mai bun sau mai rău, nu poate să știe decât fiecare dintre noi și asta va constata la sfârșitul anului următor. Însă, vreau să vă spun că odată un om avea doi copii. Unul era în calea afară de optimist și zâmbea tot timpul și întotdeauna împărțea jucările cu toți, dar altul era foarte, foarte pesimist. Întotdeauna era îmbufnat și nici nu trebuia să îi se întâmple ceva, că el tot era supărat. Și atunci tatăl s-a gândit, la tot venind așa un prilej cum ar fi ăsta de an nou, să le facă niște daruri și s-a gândit să echilibreze puțin balanța, să-l facă pe cel pesimist să fie optimist, iar pe cel optimist să fie pesimist, ca să vadă și el cam cum se schimbă lucrurile. Și s-a gândit el că dacă îi dă celui pesimist o roabă de jucării, că îl va face să se bucure altfel și îl va face și el să vadă viața altfel. E bine, i-a dat acele jucării, dar pentru cel mai zglobiu și mai optimist dintre copiii lui, a pregătit un alt dar care să-l scoate din ferite și să-l scoate din zâmbetul ăla pe care întotdeauna l-a fișa și a dat pur și simplu o roabă de bălegar. Când a văzut copilul cel mai morocănos grămada de jucării, a început să ia cu mâine de păr și a zis: aoleo, tată, ce mi-ai făcut? De acum înainte o să mă invidieze toți copiii, nu o să pot să mă joc niciodată cu nicio jucărie când să le dau lor, să împart cu ei și așa mai departe. Și a început să plângă. Prin casă însă, cel care primise roaba cu bălegar, sărea într-un picior și era bucuros, nevoie mare. Și tasul a intrat în panică săracul și l-a întrebat: bine, mă, dar care e problema? Că tu uite ce ai primit și fratul ce a primit. Și păi da, am primit o grămadă, o roabă de bălegar. Și păi ce, mă uit unde-i poneiul. Dacă Dumnezeu vă dă puțin, vă dă ceva de care credeți că n-aveți nevoie, puteți să vă gândiți că în spatele
acestui lucru primit de la Dumnezeu este un lucru bun. Și am să vă spun și alta. Acum câteva zile mi-am dat seama că nu m-am îngrijit la bună vreme să-mi găsesc o agendă. Agenda pentru unul ca mine, care sunt decât la 48 de ani și aproape 49, trebuie să conțină duminica și sâmbătă pe pagini diferite. Nu știu dacă ați văzut acum agendele. Să știți că am căutat și la Paris, și la Bergen, în Ovei, peste tot am căutat și la Madrid. Fiecare agendă are luni o pagină, marți o pagină, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică se face aceeași pagină. Păi mă, tată, când ori veni frații să boteze, să curune, eu ce o să fac? Sâmbăta, jumătate de zi? Nu se poate. Și mi-am gândit eu la Avraam, care din această jumătate de zi a plecat din urul Caldeii, când a văzut că soarele era zeu în zona respectivă, a zis, păi da, dar unde-i noaptea? Așa am zis și eu, unde-i jumătatea elată de sâmbătă sau jumătatea cealaltă de duminică? Ei, și încercând eu să mai repart în ele, dau ascultare unei fiice duhovnicești care îmi scrie acum o două zile, zice, părinte, să știți că de-abia după 6 ianuarie pot să fac ceea ce m-ați rugat, o agendă, comandă specială, să țineți pe ea cu mâna. Și atunci am răspuns, asta înseamnă că trebuie să mă odihnesc până atunci. Întotdeauna să știți că există partea frumoasă a lucrurilor. Și pentru că am învățat multe din anul trecut, vreau să aplicăm 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Timpul este mai frumos la început decât la sfârșit. Dacă vom sta să numărăm ultimele secunde din viața noastră, n-am făcut nimic. Trebuie să le numărăm pe primele. Primele contează foarte mult și aș vrea ca aceasta să fie urarea de an nou. Să începem cu un an înnoit, să începem cu primele secunde, să nu așteptăm să le numărăm pe ultimile. Să vă dea Dumnezeu sănătate, spor și mult ajutor. Un an binecuvântat de Dumnezeu.